Ce putem să zicem? Bună dimineața, dragilor! Facem un vlog atât de special. Dacă nu-l cunoașteți, bună dimineața. De pe YouTube, el este unchiu. Bună dimineața, așadar, comunității mergem, traveliștilor. Azi avem o duminică specială, să zicem. Mergem în parc. În care parc veți vedea. În care parc veți vedea. Hai cu noi. Hei, dragilor! Am ajuns în Herăstrău. Că nu știați unde mergem. Ia zi, unchiu, hai să te văd. Asta trebuie să o tai. De ce? Suntem în Herăstrău. Așa. Cu tăiem nimic. Este... cu traveliștii. Este totul natural. Da. Suntem la o plimbare. Nu o să facem, noi suntem pregătiți și de o fugă mică, dar o să facem doar un mers. Numai unii sunt pregătiți de o fugă. Un mers... da. Un mers alert. Mai alert, așa. Ca să ardem lecionul. Corect, da, da, da. Păi da. Cred că săracul s-a cam ars. Uite, vezi cum alergă tanti? Deci vine să mă duc acum de nebun, serios, sunt pregătit. Da, da, da. Și o să facem o tură micuță prin Herăstrău pe aici. Avem și drona cu noi. Sunt niște valuri măricele pe mare, da. Se vede, nu știu dacă putem să lansăm drona, mi-aș fi dorit să o ridicăm puțin. Nu ne-am luat costume de baie, dar la o adică... Că e o zonă foarte frumoasă, dar eu sunt pregătit și fără costum. Ce, la nudici nu... La nudici, da, facem un pic de... facem un pic de mișcare. Și vedem ce descoperim pe aici. O să mergem, facem toată tura de 6 km și ceva. Da. Are, nu? Unchiu? Cam așa are, nu? Tura? 6 km. 6 da? Km și ceva și o să mai filmăm pe la statui pe acolo prin centru, că sunt frumoase zonele. Comunitatea traveliștii rămâne pe recepție. Comunitatea traveliștii rămâne pe recepție. O să vă pun nu știu dacă știați toți dintre voi, dar și Unchiu are un canal de YouTube. Un canal de succes. O să-i punem lui Unchiu link-ul în descriere. Pochetează cu anonimatul canalul meu. Nu, nu, nu. Are și el câteva vloguri frumoase pe la Delta. Pe unde ai mai fost? Delta, prin cheile Merei, Beușnița și din alte țări. Și din alte țări. Cine va avea curiozitatea să intre, inclusiv China, băi, Portugalia, hai Napoli, să te, Italia. Hai să te vedem. Deci intrați și la Unchiu pe canal și dați un ochi și la el acolo. Dați un ochi. Da, cel mai frumos. Hai că ne auzim mai târziu. Bine, lup, de rază. Câți ani are? Bună ziua. Șapte. Ziua. Foarte frumos. E băiat? Să nu-mi placă. Nu, 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 că e ok. Sunt foarte pașnici. Nu, e liniștit. Da, mulțumim. Nu, dar să nu te zice că vine ăștia care sunt așa cu potențe să nu te uiți fix la el. Să trebuie să nu-i placă. Mișcarea de dimineață. Mișcarea de dimineață. Da. Păi noi suntem live acum, știi, da? Adică iar suntem și, live? Și pe Facebook. Da. Salutări încă o dată, încă o dată, în caz că vi s-a făcut dor de mine. Da, da, poate nu l-ați văzut de mult pe ochi. Acest canal al lui Marian. Și vreau să vă spun, dragilor, comunitate care ne priviți. Mediul ăsta online are avantajul și a fost creat pentru a aduce comunicare între oameni. Exact. Uite, de exemplu, noi nu ne știam. Noi doi n-aveam cum să ne fi întâlnit. Existau mici șanse. Prin YouTube. Și de acolo... Deci mediul ăsta online aduce oamenii împreună. Ăsta e unul din rolurile majore. Ei, pe noi ne-a adus împreună și indiferent cu ce ne ocupăm fiecare, că ei fac vlog, a fost să ne întâlnim că ei sunt vloguri. Uneori situația converge de așa natură, minunat, frumos, și poate duce la prietenii. Exact. Ăsta e marele avantaj. Și niciodată să nu spui niciodată. Adică da. Să nu refuzi nicio oportunitate care ți se încale. Mergi și să o vezi, că nu poți să știi ce iese din ea. Ai înțeles? Da. Adică dacă e un lucru pe care nu l-ai mai întâlnit și nu l-ai mai făcut, să nu zici, bă, ok, nu fac eu așa ceva, nu trec eu așa ceva. Ce învățăm cu toții de la traveliști, de la ei, de la Marian, de la Flori, este că trebuie să-ți urmezi pasiunea. Desigur, întotdeauna există un preț care trebuie plătit, preț pe care îl judecă fiecare în raport cu sine însuși. Exact. Nu trebuie noi să judecăm ce am fi făcut noi. Fiecare are percepțiile sale.
Pentru că nicio situație, cum e și a lor, nu vine fără un... Trebuie să renunți la ceva, ei și-au asumat situația actuală, trebuie să-ți asumi și nu vine numai cu floricele, cu lapte și cu miere. Trebuie să iei dintr-o chestie, trebuie să iei și lucrurile bune și mai absolut puțin bune, ca să mergi înainte. Era mișto să ai mobilul, să vezi dacă sunt întrebări sau... Asta da, e live da, sau va fi? A, nu e registrare. Nu, e înregistrare, am glumit când a zis că dragilor, și dacă canalul lor începuse să crească, acum prin apariția mea, o să aduce vecini cu anonimatul. O să înceapă puțin să scadă, dar ne bucurăm foarte tare pentru că subscriberii noștri se vor ce la unchiu. Hai că v-am dat canalul. Da. Vă pupăm. Mai vorbim. Uite, terasele din Herăstrău sunt cred deschise. Văd că e ușa deschisă acolo, nu știu. Unde ia... zicea că e după ora... Da. Unde ia masa, Marian, zilnic? Da. Nu mai știu cum arată Herăstrău, adică nu mai știu. Știu de anul trecut, dar nu suntem noi de ăștia de fițe. Chiar dacă ne-am permite, nu o să dăm banii pe așa ceva. Dar nu vrem să arătăm că putem mai zilnic, că exact. Nu-i frumos. Da. Îi direcționăm în visurile noastre. Cred că asta ar fi mai... Investim în visuri. Exact. Și visurile au mulți cai. Da. E senzație, dragilor. Da, e frumos. Uite aici este... Cum se cheamă ăsta? Orășelul copiilor. Orășelul copiilor, da? Nu, ceva cu... Insula copiilor, parcă. Ah, și cred că se poate vizita, nu? Sau că văd că sunt persoane acolo, nu? Pentru copii de 40 de ani. Da, dacă ne suim noi scufundăm eu dacă mă sui cu siguranță schimb unghiul de scufundăm de plutirea vasului. Da. Ia să vedem. Insula copiilor. Insula copiilor, Da. Ah, foarte tare. Iar ăsta e backpack. Ăsta e backpack? S-a făcut pirat? Ia să vedem, îi luăm, să-i tragem sabia de aici? Nu merge. Da, e interesant. Insula copiilor. N-am închis camera. Mai închis. Tot în Herăstrău. Suntem pe la... Cred că am făcut un sfert de tură? Nu, cred că ne apropiam, dacă nu cumva am trecut de jumate, nu știu. A, da? Serios? Da. Dar e foarte mișto. Bate vântul și din păcate nu am putut să lansăm drona. Dacă da, bate vântul foarte tare. A fost o problemă cu drona, dar Marian va mai insista. Mai vreau să mai insist o dată la... Să vadă dacă poate filma subacvatic cu el. Da. Pe partea cealaltă a Herăstrăului, la acele statui. Acum Florii. Te rog, Florii, ești în prim plan. Nu știu dacă a spus că nu putem lansa drona din cauza vântului, dar drona spunea că avem nevoie de autorizare. Ne-a dat de gol, Florii. Ne-a dat de ce? Da, zicea că avem nevoie de autorizare, avem un cod de autorizare, dar n-am vrut să-l folosim ca să... Pentru că noi nu avem licență pe această da, drona. Da, probabil adică dacă băgam acel cod, ne depistau ăștia, nu? Zic eu. Nu știu, dar... Și nu vrem. Deci nu avem licență, prin urmare, nu cred că putem nu ne-au să ridicăm oricum. Nu ne-au lăsat să o lansăm, da. Dar e prima oară când se întâmplă nu asta. Nu înțeleg de ce. Nu știm de ce, că suntem în parc, da? Exact. Vom vedea. Da, o să mai încerc eu o dată să o lansez la statuia acolo, în centrul Herăstrăului. Poate acolo ne va permite. Totuși, aș vrea să trag câteva cadre cu drona, că dacă tot am luat-o după noi și am plimbat-o 6 km, nu? Ar fi păcat să... Și mai mergem. Și mai mergem, da. Uite ce frumos se plimbă oamenii cu bărcuța. Mai încolo este nenea cu caiacul. Foarte frumos. O zi frumoasă de iulie. Exact. Când ești cu oameni sau alături... de august. Da. Asta trebuie să o tai. Asta se va tăia. Asta da. Se va tăia, da.
Ia uzi, unchiu. Auzi cum vin subscriberii la tine. Vin cu vin abonați, ia, deschideți uși. Ia uzi cum se face telefonul. Mamă, cu zecile, fii atent. Da, așa. Da. Poate vine Moș Crăciun cu un GoPro 8. Hero Black 8. Nu, la Marian, ca să audă florii. A, la mine? Bă, mi-aș dori sincer, dar... Te omoară florii. Nu, ideea este că nici n-aș vrea să-l las pe ăsta, că dacă, ăsta e foarte bun. Dacă funcționează, treabă. Știi? Da. Exact. Când o ce da, are 8-ul ăla? Probabil la rezoluție. Are o cameră mai bună? Are puține îmbunătățiri. Da. Nu-ți mai trebuie acea carcasă ca să ții camera, care două aripioare de le bagi direct aici, aha, știi? Mici o chestii. O avea carcasă de aia să bagi sub apă? Păi și ăsta este subacvatic. Și ăsta intră, dar da, trebuie da, să-l bagi în aia. Da. Sunt unele îmbunătățiri și oricum am văzut că a scăzut foarte mult prețul. Este undeva la 330 de euro. GoPro 8. 8? Nou. Deci până în 15 milioane. Ceea ce e ok. Eu am văzut vreo 2000. Nu. Este, dar dacă te uiți și pe alte site-uri, ai înțeles? Da. Da. Dar e frumos. Uite Bibia. Ce relaxant este? Cu libelula? A, uite libelula. A zburat. Uite ce construcție mișto face aici. Da. Cred că vor să facă o terasă ceva. Foarte frumoasă. Da. Nu. Bună ziua, ce vreți să faceți aici? Terasă ceva? A, vă uitați și dumneavoastră ca și noi? Am înțeles. Am crezut că sunteți proprietarii și plănuiați toate cele. Da, cred că este foarte, foarte mișto această terasă. Da? Aici e punctul de întâlnire. Da, o să punem chiar aici sus pe asta traveliștii. Exact. România, da? Da. Ia uite oamenii cum se antrenează cu caiacul. Turiștii cu vasul, vaporașul. Este o statuie foarte frumoasă aici. Sincer, nu știu cine este domnul, că nu scrie nimic pe aici. Din zona, dar e foarte mișto. Ce s-a aici, mă? Muzeul Ecluza Herăstrău. Echipamente de acționare realizate în 1938 la uzinele Malaxa. Ah, foarte tare. Ai văzut asta, unchiu? Da? Eu n-am văzut-o până acum. Păi treceam în alergare pe aici și n-aveam timp să mă opresc. Foarte tare. Vană golire, cabluri deschidere, tijă, tralala, ghidaj, poarta amonte. Foarte mișto idee. Ia zi. Te rog. Deci blocul acela, la ultimul etaj, acolo, așa, stânga, unde e pilonul ăla la balcon, acolo am unul din apartament. A, deci ultimul etaj e penthouse, e tot da, ăla, e duplex, da? E și sus și jos, da. Atât, da. Păi ce dar eu locuiesc în confort 2, într-o mătabire, ca să... Da, că nu te-ai acomodat aici cu... Nu, mama, domne, e aerul prea, nu știu, e poluare aici. Da, da, da. Și n-are rost să fie aproape de centru și de toate cele. Vrei mai retras mai așa. Mai vin să dormi câte o noapte aici. Da, da. Mui ce tavernar acelor?
Ați mâncat aici? Nu. Da. Taverna Racilor. Uite ce mișto se vede, cum se cheamă? Casa Scântei. Casa Scântei. Casa Presei Lili. Casa Presei Lili, da, exact. Da. Uite, aici este debarcader pescăruș. Cu terasă, cu distanțare socială, bineînțeles. Și de aici pleacă... Cât este evaporașul pe de persoană? La 15 lei. 15 lei vaporașul de persoană. Ca să ne plimbe. A, uite. Cred că se vede, este în zare. Vrei să te plimbi cu vaporașul, Flori? Nu. De ce vrei să mă plimb cu vaporașul? Nu. Nu, am ieșit la plimbare. Am glumit. Ne-am plimbat pe insulele din Filipine cu bărcile, acele tripuri care le-am reușit să le facem până să se Island. Până să se declare lockdown-ul. Da. A fost foarte frumos și în Indonezia, în Bali. Cele din Filipine pe care vă nu le-ați văzut pentru că am pierdut materialele. Asta vrea să spună soțul meu. Da. Nu vrei să mai vorbești și tu, că am vorbit numai în vlogul ăsta. Da, vorbesc de acum încolo, vorbesc. Da? Hai să te văd. Am găsit porumb copt, n-am mai mâncat de mult, miroase foarte bine, dar nu pot să mă duc acum. Zi, unchiu, ce trebuia la porumb? Niște unt. Niște unt? Unt sau nu, la ăla fiertul. La ăla fiertul? Uite, oamenii meditează. Cred că a rămas foarte frumos. Hai, în chineză, Falun Dafa. Foarte tare. Aici sunt cap fondatorii UE. Fondatorii UE? Mai încolo, acele capete. Da, da, da. În bronz. O să-i tragem în... îi punem și pe ei în vlog. Să se simtă bine. Dragilor? Dragilor, am ajuns într-o piațetă din Parcul Herăstrău. Sunt cu Marian. Și această piațetă prezintă capetele în bronz. Hai să trag un cadru așa. Te rog, vorbește că se aude. Fondatorilor Uniunii Europene. Aha. Deci aceștia sunt toți, s-au pus de comun acord și au fondat... Ca să formeze alianța cărbunelui și a oțelului, parcă, dacă nu mă înșel, în anii 50. Între Franța și Germania a fost. Deci de atunci e făcut această alianță, da? Uniunea Europeană atunci, în anii 50, nu știu exact, s-a numit Alianța Cărbunelui și a Oțelului. Foarte Dacă tare. Greșesc, îmi cer scuze, dar eu așa știu. Dacă se greșește, există Google ca să ne corecteze. Și ne corectează cei care știu mai bine, exact. Da. Vedeți, de asta l-am luat pe unchiul cu mine, că este plin de istorie. Până atunci, cohortele de abonați, da, care iată, trebuie să aducem scaune, că nu mai... Da, 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 s-au înșirat pe aici, de nu mai unde să mai stea. Și aceste capete, filmezul, sunt... De exemplu, acesta este Paul Henri Spack, belgian. Și așa mai departe, sunt fiecare da. În parte, nu o să mergem să-i filmăm pe toți, pentru sunt că... Sunt 12. 12 capete. 12 capete, da. Uh-huh. Și cu mine și cu Marian, 14. 14 capete da. Luminate. Da. Da. Și hai cu hate-ul. Iluminati suntem noi. Dragilor, viața e simplă. Cheers. Cheers. Noroc. Avem limonadă, te le beau limonadă. Când stai cu oameni. Viața e frumoasă. Alături de care îți face plăcere să stai. La berăria H. Și ce vreți mai mult? Am fost puțin prin Parcul Herăstrău, ne-a cam bătut gântul, la propriu. Eu consider că dau cu fiecare dintre dumneavoastră noroc și vă doresc sănătate. Și cu subscriberii, că se și aud. Dintre dumneavoastră, abonații, comunitatea traveliști, am văzut.
Nu, ziceam de tine, de canalul tău, să aud subscriberii. Da, eu auzi cum tropă e. Și haterii auzi cum fug. Deci au fugit, cred. Da. Și bem o berică, da. Ne simțim bine. Și cred că o să ne retragem către casă. Nu știm, vedem ce planuri mai avem ulterior. Da. Nu poți să știi niciodată că planurile se schimbă din mers, da. Nu? Putem să cumpărăm un iaht. Da, păi m-au acostat câțiva, că toți suntem la apă acum, ca să folosim termenul corespunzător, să fac domnul o investiție. Domnul Nicolae Mărgineanu, sănătate, sănătate multă. Zici tu, Floricica, cui zici salutări? Nu salutăm pe toți. Pe toți, am înțeles cel mai bine. Dana, mai... Salut! Ea n-are exercițiu. Da. Am zis că următoarea tură o să-i pun... lui unchiu camera în mână și să înceapă să vorbească, ca să-și dea drumul la vorbire în fața camerei, nu? Deci ne-am strâns 10.000. Cu acest vlog suntem 10.000 de abonați. Da. Noi 2.000 și ceva și cu ai tăi restul, nu? Sănătate. Da. Dragilor, am avut o duminică interesantă în parcul Herăstrău și ați văzut că am avut și invitați. L-am avut pe unchiu la aici de față. El este unchiu. Ne-a părut foarte bine de cunoștință, unchiu, că ai fost alături de noi. Și mie mi-a părut bine. O să repetăm ieșirile astea. Păi cu siguranță trebuie să le repetăm, că trebuie să prindă amploare. Continuați aceste... așa cum o să continui și o să-i urmăresc, să-i sprijinim. Ok. Unii dintre noi, dragilor de abonați, au și norocul să se vadă cu ei, să-i și cunoască live pe Travelin și să crească o prietenie frumoasă, iar alții continuați să-i urmăriți, știu eu. Oricum, noi de la distanță, dar aproape. Suntem deschiși dacă doriți să vă întâlniți cu noi fără probleme și suntem prin zonă, ne putem întâlni în număr cât de mare, pentru că suntem o comunitate frumoasă și ne place să creștem și să fim împreună, să ne vedem și live, nu? E cel până mai la urmă frumos. Despre asta este online-ul, de a aduce oamenii împreună și de a crea legături. Și în primul rând, exact. Vă invităm să dați un like și un subscribe la canalul nostru, Traveliști, și bineînțeles la canalul Unchiu. Unchiu, da? Unchiu. O să vă punem linkul în descriere, o să vedeți care și el un canal frumos și este acum, este la început de drum, dar va crește și el frumos. Salutări din Herăstrău! Vă pupăm! Toate cele bune! Pa!